Consiliul Județean Timiș a dat ordin de începere pentru lucrările de modernizare a drumului județean 585, limită cu județul Caraș-Severin. Tronsonul complet are 2,34 km, dar sectorul pe care se fac reparații are o lungime de 1,75 km. Secțiunea care urmează a fi reabilitată pornește de la limita cu județul Caraș-Severin, după localitatea Duleu și se întinde până la limita localității Visag. Valoarea proiectului este de 4,3 milioane de lei. Actualul drum nu este în stare tehnică prea bună, îl modernizăm pentru a spori confortul și siguranța participanților la traficul rutier. Facem eforturi să intervenim în județ pe cât mai multe drumuri posibile, mobilitatea timișenilor fiind una dintre prioritățile Consiliului Județean Timiș în mandatul meu, a spus Alinica președintele CJ Timiș. Structura drumului va fi refăcută la nivel de fundație din balast și piatră spartă, peste care se vor așterne două straturi de beton asfaltic, cel de legătură și stratul de uzură. Lucrarea mai prevede realizarea unor căi de acces către proprietățile din zonă, precum și săparea și amenajarea unor șanțuri de colectare a apelor pluviale și amplasarea unor podețe tubulare transversale, conform soluției tehnice aprobate. În perioada de execuție, estimată să dureze trei luni, se va închide traficul pe tronsonul în cauză.